Doamnelor, domnilor, bună seara! Bun regăsit la o nouă ediție emisiunii Mix Actual. Sunt Anelia Pescaru, ne auzim la Radio Brașov și ne vedem pe Mix TV cu președinta Asociației Happy Moms, Dana Lupșa. Bună seara, bun revenit! Bună seara! La fel de veselă ca de obicei, pentru că, de fapt, numele, devenit renume, trebuie confirmat de fiecare dată. Happy Moms, o asociație în slujba mămicilor care se vor musai fericite, pentru că în maternitate sunt potențialități nebănuite care trebuie să ne ducă acolo. Neapărat. Da, asociația s-a consacrat, este adevărat, și-a consacrat activitatea în domeniul antreprenoriatului, însă răspundem pozitiv de foarte multe ori atât solicitărilor de sprijin ale altor asociații, cât și solicitărilor de alt gen venite din partea mămicilor. Și cred că de data asta este vorba despre, tot despre educație. Până la urmă toate pleacă și se întorc la educație. Dana Dubșa este lector universitar. Una dintre dimensiunile ei o reprezintă chiar educația prin fișa postului, de fapt, dincolo de faptul că orice antreprenor, orice președinte de asociație are în vedere și educația. Da, mă definește într-adevăr educația și îmi place să cred că doar prin educație putem să schimbăm lucruri în jurul nostru. Să vedem de unde plecăm efectiv și plecăm, de fapt, discuția noastră de astăzi, cel puțin, de la o dezbatere amplă care a avut loc la final de săptămână. O dezbatere care a fost inițiată, înțeleg, de Dana Lupșa într-o discuție cu deputat PSD de Brașov, Roxana Mânzatu. Îmi spunea Roxana Mânzatu: am o listă lungă de probleme, un fel de to-do list, idei care vin de la Dana Lupșa, idei desprinse din dorințe, din ofuri, din probleme, din dureri ale mămicilor, ale familiilor noastre. Istoria educației pentru sănătate, de unde ar porni? Pornește, într-adevăr, de acum aproape 8, 9, 10 luni, cam așa, când, într-adevăr, Roxana m-a consultat în legătură cu problemele pe care le au mamele, în afară de problemele antreprenoriale, cunoscută fiind activitatea asociației și aprecierea pe care mamele și comunitatea o au pentru activitatea noastră, astfel încât, într-adevăr, m-a întrebat care ar fi problemele comunității cu și problemele mamelor. Exact. De fapt, ajutând exact. Comunitatea. Exact. Asociația. La momentul respectiv, deja a pornise în Sibiu o campanie care se numește Ora de Sănătate. Acolo există o echipă de voluntari care a decis să răspundă provocărilor legate de diverse întrebări ale părinților care își găsesc greu răspunsul în condițiile în care specialiștii sunt extrem de ocupați și timpul este limitat. Și atunci doamnele de acolo s-au gândit să inițieze întâlniri lunare între părinți și medici, psihologi, directori de spitale, chiar specialiști IT pe diverse teme, răspunzând astfel în mod voluntar părinților și problemelor acestora. Sunt teme legate de cancerul de sân, de vaccinare, antibiotice. Ultima, de fapt cea mai recentă, este legată de tehnologie și rolul tehnologiei în viața copiilor. Cât de mult este prea mult? Da, până unde e destul. Exact. Și pornind de la nevoia identificată în Sibiu, mamele din Brașov au remarcat această serie de întâlniri și m-au întrebat dacă s-ar putea organiza și în Brașov, pentru că și aici este nevoie de informație. Ulterior, din discuții, sigur că s-a desprins o idee mult mai măreață, că de fapt este nevoie să educăm generații. Și peste 20-30 de ani, în condițiile în care ceea ce propunem noi, ne propunem noi și susținem, se va și întâmpla, vom avea altfel de generații de părinți care la rândul lor să transmită altfel de educație copiilor lor. Da, dimensiunea pozitivă e legată de faptul că e o generație mult mai conștientă de părinți. Raportat
adaptat la cea părinților noștri bună oară, care nu aveau aceste informații. Ce facem însă cu acești părinți, aceste mame în speță, dar vorbim de părinți, pentru că suntem într-o matrice foarte complicată în acest moment. Aș vrea copilul meu să fie sănătos musai. Mă uit în statistici, spuneam că suntem mult mai informați, avem acces la date și vedem că în 2020 57% va fi morbiditatea cauzată de probleme de nutriție, deci boli care sunt generate de erori nutriție. Vorbim de diabet, vorbim de boli cardiovasculare, vorbim de obezitate, vorbim și de bolile psihice, de bulimie și anorexie, pentru că de vrem să fim silfide, se promovează peste tot imaginea acestor femei, de exemplu, foarte, foarte subțiri, în timp ce se promovează și mâncarea nesănătoasă. Și sunt foarte, foarte multe și complexe discuții. Vreau copilul meu să fie sănătos, dar pe de altă parte aș vrea să nu stea foarte mult la școală, aș vrea să nu fie foarte încărcat. E foarte greu să ieșim la liman mergând pe firul ăsta, de unde o apucăm? Suntem în lumea paradoxurilor, într-adevăr, și am venit și eu cu niște date pe care mi le-au furnizat medici reale și de altfel care pot fi lesne de găsit. Un copil din 4 cu vârsta de 8 ani este supraponderal sau obez în România. 4, suntem, 25%. Exact, suntem pe locul 3 în Europa în ceea ce privește obezitatea infantilă. Și dacă ne referim nu doar la probleme de nutriție și probleme psihologice, ci ne referim și la altfel de la alt tip de educație pe care copiii ar trebui să o deprindă, dacă nu de acasă, măcar în primii ani de școală, și dacă ne referim la igienă, suntem țara în care 4 săpunuri pe an și 2 tuburi de pastă de dinți sunt suficiente. 2 sticle pentru familie. Da. Pentru o familie. Da. Pe an. Wow. 2 sticle de șampon pe an și consumăm de 3 ori mai puțină pastă de dinți decât media Europei. Așa încât ne-am propus să avem, să propunem mai departe un popor sănătos și niște generații viitoare sănătoase, care să transmită la rândul lor sănătate și aceste principii viitoarelor generații. Ce sens are să formăm specialiști în toate domeniile dacă noi, ca popor, nu suntem sănătoși? Și atunci ne-am gândit că educația pentru sănătate, în condițiile în care în momentul de față este o disciplină opțională, iar noi, prin cultura poporului, suntem cei care răspundem mai bine la constrângeri decât la recompense. Apropo de pârghii, da, zăhărelul, exact, și piciulețul. Exact. Această disciplină să o propunem ca devenind obligatorie. Astfel încât, așa cum spuneam, peste 20-30 de ani, dacă începem de astăzi, mă rog, din toamnă sau cât mai repede, să avem generații de părinți sănătoase și în perspectivă de adulți care își vor crește mai bine copii, exact, că la educație, exact, scadența vine, iată, peste 20-30 de, exact, ani, cum spuneam, nu vine mâine, și de aici lasă că merge și așa deseori, și de aici tot, da, ce se întâmplă în educație. S-au născut, pentru că mă întrebai și de soluții, s-au născut într-adevăr în urma dezbaterii la care am fost invitată vineri o grămadă de soluții. Am rămas impresionată chiar de faptul că chiar și inspectoratul își dorește introducerea ca disciplină obligatorie. 6%, exact, din părinții brașoveni au optat pentru această disciplină opțională. 6% este infim. Este infim, într-adevăr. Asta, mă rog, în condițiile în care copiilor li se cere, exact, li se, da, cere performanță, este cumva firesc. Bun, părinții. Bun, deseori chiar părinții spun, tăiați de acolo, că mai bine face matematică în ora aia, mai bine face informatică, da, mai bine face limbi străine, da, că sunt mai utile decât, da, la
lasă-că, l-o învăța eu acasă și nu prea-l învăț eu acasă, da, că nu prea sunt acasă. Cred că este... Suntem cumva într-un trend al schimbării, adică am sesizat faptul că Asociația Română a Băncilor a conceput un manual de educație financiară care a ajuns pe masa Ministrului Educației. Noi venim cu această propunere. Înțeleg că există o scrisoare deschisă către ministru a Asociației Profesorilor de Biologie, mă rog, a Profesorilor de Biologie. Deci mișcări ar fi. Exact, exact. În sensul în care este necesar ca ai noștri copii să deprindă și niște abilități pentru viață, cum sunt cele antreprenoriale, cele juridice, educația civică, dar și cele care să le asigure sănătatea pe termen lung, să deprindă niște obiceiuri, niște principii alimentare, în primul rând, și de igienă, și fizică, și emoțională, pentru că și despre asta s-a discutat, care să le folosească în viitor. Eu iubesc educația, nu se înțelege că am ceva cu matematica, Doamne ferește, sunt economist. Noi suntem din generațiile care au făcut de-a matematică. Da, deci sunt economist, am studiat ani de zile matematică, iubesc educația, iubesc matematica. Este însă necesar copiii să deprindă și alt fel de abilități care le sunt necesare. Aș vrea să vedem câteva imagini dintr-o scurtă selecție. Au fost câteva ore de dezbateri. E foarte greu să cuprindem tot ce s-a discutat acolo. Câteva imagini de la această dezbatere care spuneam, inițiată de deputatul Roxana Mânzatu, în urma imboldurilor date de invitata mea, Dana Lup. Și iată câteva imagini de la dezbatere. Marea majoritate aleg ca opționale matematica, informatica sau engleza, suplimentând pregătirea pe aceste domenii. Sunt vremuri extrem de competitive și așa înțelegem să investim în educație și în șansa pentru viitor a copiilor noștri. În același timp, medicii, confruntați cu cazuri tot mai impresionante, dar și aceiași părinți, reclamă nevoia unei educații pentru o viață sănătoasă mult mai bine susținută în școală, fără a încărca programa și așa împovărătoare. Deputatul de Brașov, Roxana Mânzatu, a inițiat o dezbatere care a reunit decidenții și părinții, factorii interesați pentru a da naștere unei direcții de acțiune. Primul pas, obligativitatea educației pentru sănătate. Și este important să spunem că de la dialogul cu mamele din Brașov a rezultat nevoia de a discuta dacă sau nu avem nevoie de educație pentru sănătate ca oră obligatorie în școală, sau este suficient să rămânem în etapa în care suntem de materie opțională, dacă sau nu școala este decisivă în modul în care facem educația pentru sănătate, sau la fel de important este ceea ce fac părinții, ceea ce face mass media. Este o chestiune extraordinar de importantă să aducem la nivel de conștient faptul că educația alimentară, în ceea ce privește pe copii, sănătatea, sportul, sunt niște lucruri care nu sunt opționale. Este obligatoriu să ținem cont de toți acești factori și de ce nu să conștientizăm că ar trebui să ne implicăm mult, mult mai mult în acest tip de activități. Vorbesc și din prisma experienței pe care am adunat-o ca părinte. Părinte, teoretic, topă de carte. Sunt doctor în psihologie, sunt rector universitar și totuși atunci când copilul meu aproape că se căpulea pe jos în fața McDonald's-ului Frau Happy Deal, deseori cedam. Cedam și mărturisesc cu mâna pe inimă că o făceam cu un sentiment de vinovăție, gândindu-mă că totuși fac balanța, costuri, beneficii, copilul meu este fericit, voi recupera mai târziu, dau la sport, facem cumva să iasă bine. Am cedat deseori și sunt sigură că mulți părinți de aici au făcut-o. Suntem aici, văd din toate, de toate vârstele, cred că cea mai mare avere a unui om sunt copii. Și cea mai mare bucurie și mândrie, tot copiii. Și atunci, cred că este un moment când educația este cel mai important lucru în viață. Și educația începând de la grădiniță. Când am spus că toți factorii decizionali, dar militez și am avut multe discuții și cu ministrul educației, să implementăm din nou acele ore de educație și fizică, de educație fizică și sport, începând de la grădiniță,
până spre liceu, chiar și facultate. Da, o scurtă selecție, așa repede, pe repede înainte, cumva am văzut însă în imagini psiholog, preot, reprezentanta mămicilor, ministrul tineretului și sportului Roxana Mânzatu, doctorul Orțan, care este și senator, prefectul Marian Rasaliu, deci factori decidenți foarte mulți, intenția bună, consens, toată lumea vrea. Unde se oprește, unde se fracturează, unde apare problema? Sper să nu apară nicio problemă. Știi că eu sunt extrem de pacifistă de fel și cred că toate energiile se aranjează astfel încât problemele să se rezolve. Urmează în urma dezbaterii, înțeleg, un memoriu care va ajunge pe masa ministrului. Urmează probabil Ministrul Educației, Ministrul Educației, acolo se centralizează toate aceste da, lucruri. Urmează probabil niște întrevederi și cu alți factori de decizie, pentru că este nevoie și de un buget. Da, deci practic vorbim de mai multe aspecte. Primul pas ar fi ca această disciplină să fie obligatorie. Pentru a deveni obligatorie, ne întrebăm cine va preda aceste ore. Ajungem la acest buget, pentru că inspectoratele probabil n-ar avea nicio problemă, dar se angajează alți profesori, sunt încărcați profesorii care există, nu cumva vor fi încărcați în detrimentul altor ore, pentru că ajungem la curricula extrem de încărcată. Deci una din probleme e în barca educației foarte clar a acelei birocrații, norme didactice, da. Vorbim aici de... Da. S-au născut mai multe soluții în urma discuțiilor de vineri. Una dintre ele a fost un parteneriat cu ONG-urile, fiecare, cele care desigur funcționează la nivel național și care sunt specializate pe probleme legate de droguri, de violență. Da, au fost și cei de la antidrog prezent. Sigur, sigur. Da. Și de la Facultatea de Medicină, și de la Inspectorat, de la Spitalul DSP, de Copii. Da, deci a fost o prezență exact. Care a acoperit tot spectrul. Exact, și unanimitate, așa cum spuneai. Ca să revin, una dintre soluții a fost aceasta, o altă soluție propusă a fost cea legată de activitatea consilierilor școlari care se pot implica. Să se implice consilierii. Exact, iar eu personal știu câțiva, e adevărat, sunt cazuri izolate pentru că nu am avut ocazia să discut cu mai mulți, dar își doresc să contribuie la educația copiilor. Au mai existat propuneri legate de asistenți de la Spitalul de Copii sau medici de familie care să se implice. Pe cine încărcăm cu această sarcină? Da, și da. Vor asuma învățătorii, educatorii, diriginții mai apoi sau vin profesori specializați? Cred că fiecare ar trebui să... un parteneriat cu ONG-urile îl văd eu cel mai viabil. Și aici ar fi parteneriatul cu ONG-urilor care această variantă ar degreva de cheltuieli ministerul și n-ar afecta acele norme. Exact. Didactice, pentru că până la urmă și acest spectru al șomajului pentru unii dintre sigur. Colegii din învățământ e o problemă. Da, da, și se ține cont și de această sigur. Realitate. Când ar trebui început însă? Nu e cumva prea târziu în ciclu 2 sau... Ar trebui să începem cu educația pentru sănătate, văd eu încă de la grădiniță. Nu știu cât de fezabil este. Eu asta mi-aș dori și... La nivel de educator asta... sau acele ONG-uri exact. Să meargă la exact. Nivelul celor mici? Exact. Cu... pe săptămână să se discute despre nutriție, mă rog, probleme adaptate, pentru că și asta s-a dezbătut vineri, să rezolv, mă rog, să educăm în zona unor probleme specifice fiecarei categorii de vârstă, adică ne referim la nutriție cu metode specifice și pe limbajul celor mici. Mergem mai departe în școala generală, ne referim sau, mă rog, la liceu, la probleme legate de la alte vârste, înțelegi igienă, funcționarea sigur, corpului. Exact, exact. Discutăm despre cu totul alte probleme și cu metode și pe limbajul
specific al tinerilor, al adolescenților, al copiilor. Poate pe filmulețe, cu profil, dar aici și ajungem la finanțare, dar poate tot în zona ONG-urilor s-ar putea găsi niște resurse pentru niște filmulețe foarte atrăgătoare, apropo de cei mici, pentru că ei sunt bombardați. Și în lumea desenului animat se consumă mâncare nesănătoasă, nu? Apropo de ce spuneam eu acolo, de copilul meu, era mic și era jucăria care, deci nu atât meniul era atrăgător cât jucăria vârâtă acolo ca tehnică foarte... De marketing, de marketing. Deci luptăm cu niște fenomene, iar dacă ajungem pe teritoriul mass media, ne gândim că scriem noi la finalul calupului de publicitate, consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății, dar în calup acolo avem reclamă la tot felul de chipsuri, de brânzici, de margarine, de foarte frumoase, foarte atrăgătoare. Avertismentul de la final nu mai are niciun impact. Exact. Și Triferment ne urează sărbători fericite la fiecare sărbătoare sau colebil. Apropo, sunt foarte multe medicamente din zonă. Deci nu mâncați sănătos, ci luați colebil ca să vă ajute la digestie. Să vă ajute. Deci, ideea este e că, foarte complex. Da, ideea este că noi ne-am gândit să mergem pe două paliere. Educația pentru sănătate ca disciplină obligatorie, în perspectiva în care peste câțiva zeci de ani vom avea generații sănătoase și informate și care vor decide în cunoștință de cauză, indiferent de câte calupuri publicitare vor vedea, vor ști ce să aleagă. Să știm, nu e bun. Nu, exact. Indiferent exact. Ce pentru propria sănătate și cel de-al doilea palier, cel al părinților. Pentru că din studiile pe care eu însă le-am realizat, nu a fost suficient să-mi spună una, două, trei, cinci, 100 de mămici ne dorim pentru copiii noștri. Am vrut un studiu mai am. E adevărat, e un eșantion de 2000 de părinți cu copii având vârste între 3 și 7 ani. Sigur, studiul poate fi extins, dar de acolo a rezultat faptul că părinții își doresc și propria educație. Noi venim dintr-o perioadă în care totul se mânca neapărat cu pâine. Da, eram obligați să terminăm totul din farfurie. Nu era frumos să lași exact, în farfurie. Copilul exact. Cu minte, sau a fi copil cu minte însemna să mănânci tot din farfurie. Exact, exact. Și atunci și părinții își doresc să afle mult mai multe informații, să, cu toate că ele există, să aibă acces mai facil și mai ales la specialiști. Și atunci am demarat în aprilie această campanie care de altfel a și fost văzută de factorii de decizie, care se numește Sănătate la pachet. Este un pas mic, dar există. Dar important. Exact. Ea se derulează în parteneriat cu colegii noștri de la Crucea Roșie Brașov. Vor fi 800 de copilași de la grădiniță care prin joc și joacă vor deprinde niște informații utile legate de nutriție. Există o broșurică cu informații de la un medic nutriționist dietetician care a finalizat studiile în Cluj și care are rezultate în zona copiilor cu probleme de greutate. Un curcubeu alimentar, copilașii vor lipi sticăre cu legume și fructe pe acest curcubeu în funcție de culori. Așa cum spuneam, prin joc și joacă și formula atractivă, exact, formula care să facă cu adevărat educație, pentru educația aceea ca zonă de altă dată nu mai ține în contextul în care viața și tot ce ne înconjoară, marketingul, sunt mult mai seducătoare decât educația aceea sterilă. Trebuie să facem și noi educația să fie seducătoare. Este nevoie ca educația să fie seducătoare și să pentru marketing al copii. Exact. Da. Și atunci, pe de o parte, există această serie de acțiuni pe care colegii noștri de la Crucea Roșie Brașov o vor iniția și o vor derula începând cu 6 iunie și pe de altă parte va fi o serie de conferințe pentru părinți, similară orei de sănătate din Sibiu derulată de colegele mele reprezentante ale asociației Happy Moms de acolo, prin care ne dorim să informăm și părinții. Venim în întâmpinarea nevoilor lor, exact cum s-a întâmplat și în Sibiu. Și în paralel cu alimentația sănătoasă este celălalt buton legat de sport. L-am văzut pe ministrul tineretului și sporturilor care ne vorbea, n-a fost selectat fragmentul
momentul acela ne vorbea de faptul că sunt acum demersuri să se inițieze campionate virtuale. Deci în momentul în care vom sta pe computer să jucăm, să facem sport, cred că s-a terminat. Da. Da, zilele trecute povestea o mămică faptul că dacă între vecini o să crească iarba, înseamnă că s-a cam terminat cu socializarea și cu plimbările și cu mișcarea, și similar cu ce povestim acum, fac această analogie. Da, într-adevăr, e puțin trist ce se întâmplă. Tot părinții scot scutiri pe bandă? Da, părinții sunt și suntem până la urmă cei care ne luăm copilul, îl ducem cu mașina până în fața școlii sau a grădiniței, la prânz venim și îl luăm și îl ducem acasă, de multe ori el rămâne în fața calculatorului sau televizorului, asta este purul adevăr. Și scoatem și scutirea de sport, că îi strică sportul media, că el, nefiind învățat să mai facă sport, sigur că ia note mici la educație fizică și nu vrem să-i strice media în generală și feng shui-ul și să nu se streseze săracul să-și care echipamentul, cum îl căram noi când eram mici. Da, și aici ar fi multe probleme de rezolvat. Vast teritoriu, deci to-do list-ul pentru va continua, pentru că până la urmă de aici pornesc marile schimbări, se fac cu aceste mici, sau care par mici, probleme, mici, dar generatoare de mari probleme în viitor, de la familie, de la copii, de la tot ce înseamnă ideea aceasta de sănătate, apropo de happy moms, ce mai fac mămicile, ce mai pritocesc. Ne întoarcem la zona de sănătate financiară și antreprenorială și de educație antreprenorială. Într-adevăr, ceea ce ne-a consacrat continuă, cea de-a treia ediție Business Mom pentru mame care își doresc să devină antreprenor, a demarat în martie. S-au derulat deja o parte din modulele de training prevăzute. Noi antreprenori. Da. Să-i prezentăm aici. Exact. Sunt povești frumoase, sunt povești inspiraționale. Sunt mame singure care se ocupă fie de fotografie, fie de resurse umane. Prăjiturele, catering. Cred că de data asta nu avem nicio prăjiturică. Cred că la această ediție e fără prăjiturele, din ce știu eu. În cel de-al doilea proiect al asociației Incubator de Talente se va desfășura pentru al doilea an consecutiv, însemnând o tabără pentru copii talentați și cu rezultate bune la învățătură. De anul acesta la fotografie, talentați la fotografie, provenind din familii defavorizate, va fi o săptămână în care copiii din Brașov, din Augustin și din alte zone ale țării vor participa sub îndrumarea unor specialiști în domeniul fotografiei la această tabără, premiindu-le cumva atât efortul și încercând în această săptămână cumva să compensăm tot ceea ce le lipsește. Este dificil, e adevărat, dar cumva să îi inspirăm și să le transmitem faptul că se poate și că vor putea. Eu mă voi ocupa personal de educația antreprenorială, promit, la fel cum s-a întâmplat și anul trecut. Și mă bucur că cele două proiecte ale asociației se continuă atât de frumos anual, este o mare împlinire. E deja tradiție, piatra de temelie s-a pus, nu mai e cale de întoarcere. Întrebare de final, de multe puncte, ce știu micuții Danei Lupșa despre ce face mama lor și despre aceste demersuri și cât de sănătos mănâncă ei? Da, micuții mei trăiesc fără televizor. Wow! Noi de mai bine de 8 ani nu mai avem televizor, pentru că așa am simțit. Nu-și doresc să vizioneze. Au avut o perioadă într-adevăr în care dimineața voiau să vadă desene animate, uneori chiar mă întreb, dacă ceva este puțin în neregulă cu acest mod de viață. Mănâncă destul de sănătos, zic eu, e adevărat, nu suntem chiar în Bucia. Exact.
exact. Da, mănâncă destul de sănătos. Dimineața chiar se trezesc și vor musli cu lapte, din proprie inițiativă. N-am făcut niciun fel de presiune. Și sunt de educație. Sunt convinsă. Asta e modelul pe exact. Care asta voiam să spun. Da. Ce văd acasă, da, cam ce văd acasă. Cât despre televizor, da, există la bunici. Într-adevăr, își doresc să vadă niște desene animate anume despre în care timp ce aud bunicile la... au cartofi prăjiți. Sper că nu. Că nu știa mama. Da, și... Și noi așa mâncam când eram mici. Cu televizorul, cu da. Televizorul și cu mulți cartofi deci, prăjiți. Deci, cam așa. Cât despre acțiunile pe care asociația le derulează, da, copiii mei mă asociază perfect cu asociația Happy Moms. Deja știu logo-ul, știu tot ce se întâmplă și mă bucură asta. De multe ori... Sunt niște mici soldăței pe fântul ăsta, nu? Mi-aș dori să știe mai degrabă că predau și că sunt lector universitar decât că sunt președintele asociației. Pentru că asta se întâmplă mai mult despre asociația AUD, dar pe ansamblu sunt mulțumită de... Până la urmă, Happy Mom s-a lipit ca marca de scrisoare, de fruntea, cariera, sufletul Danei Lupșa și... Da. Nu e rău deloc că s-a întâmplat așa. Mulțumesc frumos pentru prezența în această emisiune. Felicitări pentru acest pas important. Vom ține aproape să vedem în ce măsură să facem mai mult. Și spuneam și la dezbatere, politica sănătoasă se face cu politici sănătoase și atunci la politică este mingea. De acolo se pot lua niște decizii, apropo și de componenta ușor coercitivă sau ușor impulsă. Uneori, educație se face și așa. Așa e, obligatoriu. Obligatoriu. Când nu este educătoare, e obligatoriu. Da. În zona noastră, marketing, media, adăugăm, da, sare, piper sau punem cireașa, fiecare ce preferă. Tot din zona culinară sunt aceste exemple pentru a da forță unui demers care trebuie însă inițiat de acolo de sus. Mulțumesc încă o dată pentru prezență. Doamnelor, domnilor, ne-am auzit la Radio Brașov și ne-am văzut pe Mix TV cu Dana Lupșa, care de 8 ani nu are televizor acasă, pentru că educația este temelia formării generațiilor viitoare. Este președinta Asociației Happy Moms, o asociație care face multe lucruri frumoase în zona noastră și nu numai. Onelia Pescaru, sunt o seară excelentă tuturor!